29 iulie este ziua imnului național al României. În această zi, acum 165 de ani, se auzea pentru prima dată în Parcul Zăvoi din Râmnicu-Vâlcea, Deșteaptă-te române, care avea să devină imnul Revoluției Pașoptiste. Ceremonia a avut loc la Cercul Militar. Pe lângă conducerea Consiliului Județean, au fost prezenți primarul Tudor Pendiuc, prefectul Cristian Soare, dar și ambasadorul Olandei. În primul rând, se întâmplă un lucru care trebuie reamintit românilor de fiecare dată, că România a avut un imn care a încurajat unirea de la 48 și mă bucur că din nou, după aproximativ 60 de ani, s-a revenit la acest imn și astăzi, prin hotărârea Parlamentului, printr-o lege, se onorează acest imn cu o zi festivă specială. Eu cel puțin simt că de fiecare dată când se cântă imnul, fac parte din România, așa simt eu. Este o zi importantă. Una din importantele zile, nu foarte multe, dar importantele zile ale națiunii noastre. Fiindcă imnul național este unul din simbolurile noastre ale românilor, că de altfel ale oricărei națiuni. Imediat după Revoluție, Deșteaptă-te române a fost ales drept imn național al României, consacrat prin Constituția din 1991.